crezi că are urmează să intre în procedură de canalizare în următorii 2 ani de zile? Este vorba despre partea de est a orașului Craiova. Așa cum știți, deja se lucrează pe partea de vest. Mai sunt câteva zile și se va finaliza și primul cartier, cartierul Făptăi, s-a intrat deja în izvorul rece. În schimb, pe partea de est a orașului sunt prinse și 3 cartiere, este vorba de Craiovița, este vorba de Unii, este vorba de Valea Roșie, unde trebuie schimbate conductele și, bineînțeles, toate celelalte cartiere care nu au beneficiat până în prezent de canalizare sau au beneficiat doar pe anumite străzi, pe anumite porțiuni. Mă refer aici la bariera Dulcii, drumul Ungurenilor, drumul Muntenilor, Gârlești, aleile de la Șimnic, drumul Apelor, deci practic absolut toate străzile, Plaiul Bucănești, toate străzile care nu au intrat până acum la canalizare. Într-o lună și jumătate, atât cât are nevoie constructorul ca să-și organizeze șantierul și cât se mai eliberează și celelalte autorizații pentru spargerea de străzi, plata de la ISC, după care constructorul poate să demareze lucrările. Este vorba însă de toate străzile care la nivelul anului 2015 erau prinse în domeniul public al municipiului Craiova. Pentru că sunt și câteva străzi care abia după anul 2015 proprietarii le-au donat către primărie și acelea n-au fost prinse în acest proiect, însă și pe acelea compania de apă din resurse proprii le va finaliza atunci când lucrează constructorul pentru celelalte străzi. Deci, practic, putem să spunem că la finalul acestui contract, întreg municipiul Craiova va beneficia de canalizare. Suntem în discuții și cu cei de la Distrigaz. Așa cum știți, există o obligativitate ca să introducă rețele din fonduri proprii. Ne-am trimis adrese ca în următorul an să introducă și rețelele de gaze, astfel încât să putem să intrăm cu asfaltarea imediat ce se termină toate utilitățile, pentru că pe cele 200 de străzi care nu aveau până acum proiectul tehnic, noi suntem cu ele în procedură de lucru, astfel încât să terminăm proiectarea și să putem până la finalul acestui mandat, deci până în următorii 4 ani de zile, să le avem pe toate prinse pentru asfaltare. Eu sper ca domnii aici prezenți, care reprezintă firma câștigătoare, să se ocupe cu aceeași energie cu care s-a ocupat de celălalt contract de pe zona de est. Eu sunt prezentă foarte des în de vest, sunt prezentă foarte des în șantier. Pot să vă spun că până acum s-au mișcat foarte bine, dar niciodată la pomul lăudarul nu mergem cu sacul și o să ne asigurăm că ce se întâmplă pe partea de vest a orașului o să se întâmple și pe est, astfel încât locuitorii care și așa așteaptă de foarte, foarte mulți ani introducerea utilităților să poată să fie în sfârșit mulțumiți. Bună ziua, vă spun și eu și Cristos Ambiac. Așa cum spunea doamna primar, prin acest contract pe care l-am semnat acum câteva minute, Craiova va fi conformată 100% la canalizare. Este un contract de o valoare foarte mare, peste 82 de milioane de euro fără TVA. Un contract care presupune construirea de rețea nouă de canalizare de aproximativ 30 de kilometri, cu o construcție de aproximativ 3.000 de branșamente noi, reabilitare peste 20 de kilometri de rețea, cu alte 1.500 de branșamente. Însă, așa cum spunea doamna primar, din 2015 până în prezent, orașul s-a dezvoltat, au mai apărut străzi noi care au trecut în domeniul public, le vom face din fonduri proprii, cu forțe proprii, vom mai construi și alte racorduri de canal pe aceste străzi care au apărut între timp. Ce pot să vă mai spun, că se lucrează și pe Izvarna, un proiect de suflet al doamnei primar. Avem 3 contracte din cele 6 semnate, se lucrează atât în Dolci cât și în Gorj. Urmează în perioada imediat următoare să le semnăm și pe celelalte 3, 2 dintre ele sunt în contestații.
deja este o firmă de clasă câștigătoare acolo, celălalt este în evaluare, în maxim 2 luni de zile vom fi și acolo câștigători. Dacă acum un an de zile am fi avut firme puternice, puteam să începem acest proiect de anul trecut. După cum bine știți, v-am mai spus și la altă conferință anterioară, am reluat ambele contracte de pe Craiova, și cele 1 și cele 2 și Craiova și Vest, pentru că nu au fost documentele așa cum ar fi trebuit. Noi suntem verificați și chiar verificați de ANAF și alte instituții ale statului și nu am vrut să avem niciun fel de probleme. Din fericire, la acest contract nu am mai avut contestații, au fost 2 asocieri de firme. Sunt mai multe firme la acest contract care a fost adjudecat. Cealaltă asociere de firme nu a mai contestat. Astfel, așa cum vă spuneam acum 3 luni de zile când am semnat Craiova Vest la jumătatea lunii ianuarie, în 2 luni de zile am putea să avem și celălalt contract semnat și să începem lucrările. Într-o lună jumate, după ce și-au autorizația de spargere de la Poliția Rutieră, de la primărie, vor începe șantierele și pe aceste zone din municipiul Craiova. Acum, dacă dumneavoastră aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Șantiere în toată Craiova, nu? Toată Craiova va fi cuprinsă de șantiere. Sunt mobilizați, au utilaje, au forță de lucru. Ne-au promis că vor băga echipe pe toate străzile. Vor începe, nu vor băga doar o stradă, vor începe mai multe străzi și vor închide cartier după cartier. Așa cum v-a spus doamna primar, Făcăiul este dat gata într-o lună și o lună și jumătate de când s-au apucat. Și s-a întâmplat. Urmează Izvorul Rece, urmează Traca, o să lase pe vară când va fi canicură, când pânza practică va scădea, vor intra și pe partea de vest acolo, Brestei, unde punta de apă știe foarte bine că este foarte ridicată și se lucrează mult mai greu. Acum vor începe pe zona mai sus ca și altitudine, unde punta practică este foarte jos și le permite și pot să lucreze un cuvin foarte, foarte mare. Deci, în momentul de față, pe ce mai contract, avem Troaca, care este atacată, unde se lucrează acolo cu un număr de 2 echipe. Avem partea de Izvorul Rece, zona Făcăi, pe partea stângă, este finalizată, se lucrează la racorduri. Pe partea dreaptă, avem ceva probleme din cauza pânzei creatice și nu este o problemă pentru noi să efectuăm montajul. Este o problemă că dacă nu reușim să presectăm, atunci seara va, fiind o pantă foarte mică de 2 la mie, vor putea exista mișcări. Atunci preferăm să așteptăm puțin până în momentul în care o să sece și să putem să activăm și pompele, dar să nu facem deranj cetățenilor, pentru că apa nu avem efectiv unde să o evacuăm. Adică cu o cisternă, o umplu până o aduc înapoi în grijă la loc. Și acesta este singurul motiv pentru care ne cerem scuze față de doamna primar, dar din punct de vedere tehnic, decât să facem o prostie, mai bine lucrăm într-o altă zonă, până în momentul în care ne permite acea bucată de a mai rămas de câteva sute de metri, ca să finalizăm. Sperăm ca cetățenii, ținând cont de faptul că am început și le punem racordurile la poartă, să nu se lege că ar fi o mare, mare problemă, ținând cont că ea nu poate fi funcțională, decât în momentul în care se termină toate testele și încercările. Da? Și atunci o să fie o mare problemă dacă sedimentăm în momentul de față. Noi am evitat să montăm până acum căminile de racord, dar în sine trebuie să o finalizăm, pentru că altfel nu o să putem nici să decontăm. Da? Este o foarte mare birocrație, ritmul nostru de lucru este mult mai mare decât putem în momentul de față, dar încă o dată revenim la birocrație, dar suntem pregătiți și astăzi să intrăm cu 5 echipe, dar ne țin documentele în loc, noi o să facem tot efortul, cum a spus și doamna primar, să intrăm cu aceeași forță și zic că o să încercăm să terminăm mult mai repede decât termenul de execuție previzional. Acum să sperăm că o să ne ajute vreme, asta poate fi singur interiune. Da, și scuze mai devreme, bănuiesc că există o strânsă legătură între constructori și companie, că e municipalitatea, dar trebuie să știe clar în fiecare zi. Legătura ei trebuie să facă prezentă în șantier, la legătură și birocrația nu se oprește la primărie sau nu este la primărie sau la compania de apă. Birocrația înseamnă și poliție rutieră care dau avize și ISC-ul, adică alte instituții ale statului. Da.